Am citit uh, zilele care a trecut o întâmplare pe care mi-am adus-o aminte, am mai auzit-o cu altă ocazie și dumneavoastră ați mai auzit-o cu altă ocazie. Uh, întâmplarea sună cam în felul următor. Un uh, proprietar, un owner care avea un o factory, era un om bogat, a ieșit și el în concediu, și, ai și probabil aici, undeva în zona noastră, Newport Beach, nu? Și l-a văzut pe un pescar, era Sfințitul Soarelui, stând la barca lui, cu undițile strânse, together în barcă, și stătea omul și cugeta, vorba românului. La care uh, omul ăsta bogat spune, spunea către el, auzi, dar cum de nu pescuiești? Păi, Zice, pentru că am prins destui pești astăzi. O, pe de ce nu pescuiești mai mult? Ca să prinzi mai mulți pești. La care omul zice, dar ce să fac eu cu peștea? aia? Cum ce să faci? Păi dacă prinzi mai mulți pești, îi vinzi pești, ăia, faci mai mulți bani, îți cumperi o barcă mai mare, Îți cumperi mai multe năvoduri, mai multe undițe, prins mai mulți pești. Îți, în curând, într-un an, doi, îți faci o, o întreagă flotilă de, de bărci. Ai angajații tăi, ești și tu un, un businessman și uh, uite, așa se face, zice, așa se lucrează. Omul se uite la el zice, și apoi ce o să fac? Păi zice, după aceea, zice, o să poți să stai și tu jos și să te bucuri de viață. Era să uită la el, dar tu ce crezi că fac eu acum? Cam această întâmplare ne face să ne întrebăm oarecum, să ne oprim din alergarea noastră a vieții și să ne gândim oare noi ne bucurăm de viață sau nu. Oare viața pe care o trăim ne satisface sau nu ne satisface? Oare alergarea noastră de zi cu zi ne satisface sufletele noastre, trupurile noastre, ne face să ne simțim împliniți? Vedeți, alergăm în lumea aceasta, dăm din coate pentru un dolar în plus, crezând că vom ajunge să fim fericiți. Și nu suntem. Comercialul de la TV ne bombardează cu tot felul de oferte care o să ne schimbe viața. If you buy this, you're gonna be happy, yes? The latest iPad. Nu, am auzit că vine iPad 3, is that true? Ah, iPad 3. I'm stuck with two. <laughs> Și cumpărăm câteodată, picăm în plasă, cumpărăm cea mai faină ofertă. Deci, dacă if you buy this, you're gonna be happy. Și ne dăm seama că după ce am cumpărat, după ce am cumpărat mașina aia nouă sau, mă rog, the latest gadget, We are not happy. We still want more. Ei, toate ofertele din lumea aceasta nu o să ne facă happy niciodată. Oferta care ne face happy, oferta care ne aduce fericire, este una singură. Și oferta asta ne-o face Dumnezeu. Și despre asta vreau să vorbesc în această seară, despre oferta divină. Acesta este titlul predicii mele din această seară. Și aș vrea să deschideți Biblie la Isaia, capitolul 55, și să mă urmăriți, am să citesc câteva versete, Isaia 55 de la 1 la 3 și apoi 6 și 7. Voi, toți cei însetați, veniți la ape. Isaia 55, pagina Bibliei 726, mi amintesc că acum Duhul Domnului mi-a spus, un frate mi-a spus, frate Grinșor, când citești din Biblie, dă-ne timp să deschidem Biblia. Și am uitat. <ră> Încep să citesc încă o dată. Pagina 726, traducerea Cornelescu. Voi toți ce însetați veniți la ape, chiar și cel ce n-are bani. Veniți și cumpărați bucate, veniți și cumpărați vin și lapte, fără bani și fără plată. De ce cântăriți argint pentru un lucru care nu hrănește? De ce vă dați câștigul muncii pentru ceva care nu satură? Ascultați-mă, dar, și veți mânca ce este bun. Și sufletul vostru se va desfăta cu bucate gustoase. Luați aminte și veniți la mine, ascultați și sufletul vostru va trăi. Căci eu voi încheia cu voi un legământ veșnic ca să întăresc îndurările mele față de David. Vesetul 6. Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi. Chemați-l câtă vreme este aproape. Să se lase cel rău de calea lui și omul nelegiuit să se lase de gândurile lui, să se întoarcă la Domnul care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru care nu obosește, iertând. Amin. Aceasta este oferta pe care o face Dumnezeu pentru noi, pentru fiecare din noi. Este o ofertă extraordinară. Este o ofertă despre care vreau să vorbesc în această seară. Este o ofertă pe care cred și aș vrea din toată inima toți cei care suntem aici să o primim această ofertă. Și aș vrea să vedem câteva lucruri despre această ofertă. În primul rând, oferta aceasta este o ofertă neobișnuită. O ofertă neobișnuită. Este o ofertă neobișnuită pentru că este făcută de Dumnezeu. Ne o face Dumnezeu. Vedeți, mult slujesc unui Dumnezeu care tot timpul cere. Dumnezeul nostru oferă și apoi cere. Dar în primul rând ne oferă. Și oferta asta neobișnuită o să vedem că e făcută pentru oamenii potriviți. Când oamenii fac un marketing, ei își aleg de target market. Se gândesc oare care este segmentul de vârstă sau care este categoria de oameni la care să le oferim această ofertă, care vor cumpăra. Și Dumnezeu are his target market. Dumnezeu are oamenii la care El le oferă această ofertă extraordinară. Dumnezeu oferă oamenilor potriviți. Dar care sunt oamenii potriviți? Oamenii potriviți sunt cei care vor mai mult. sunt oamenii potriviți. Cei care vor mai mult de la Dumnezeu. Eu nu cred că există un creștin serios pe fața pământului care să spună că nu vrea mai mult de la Dumnezeu sau mai mult din Dumnezeu. Eu nu cred lucrul acesta. Nu cred că există cineva dintre noi care n-ar vrea mai aproape de Dumnezeu. Anul acesta, la Agape, l-am numit Anul Căutării. Este anul în care îl căutăm pe Domnul mai mult pentru că vrem mai aproape de El. Eu personal nu pot să concep viața fără de Dumnezeu. Și poate veni la biserică în această seară cu această dorință de a, măcar de aici, în biserica aceasta, sau măcar la, în seara aceasta, să poți să-ți lași bagajul de probleme care te apasă în jos. Poate ești căzut la pământ, de probleme din familie, de necazuri, de probleme financiare, de poate business-ul tău sau problemele care nu ți-au mers investițiile tale care poate nu ți-au ieșit și alte și alte probleme. Poate ai probleme cu soția, poate ai probleme cu copiii tăi. Ești necăjit, ești amărât, ești apăsat. Ți-e sete de Dumnezeu. Toată apa din lumea aceasta nu va putea să stâmpere setea. Există doar unul singur care poate să stâmpere setea aceasta. De aceea spune, voi toți cei însetați, voi toți cei însetați, Adică toți cei care doriți mai mult. Toți cei care dorim mai mult de Dumnezeu, Dumnezeu ne oferă. Veniți la ape, chiar și cel ce nu are bani, veniți la ape. Oferta este pentru oamenii potriviți. Pentru care sunt oamenii potriviți? Toți cei ce vor mai mult din Dumnezeu și de la Dumnezeu. Acolo suntem fiecare incluși. Chiar dacă l-ai cunoscut pe Dumnezeu acum 20 de ani, acum 30 de ani, oferta este pentru tine. Oferta este pentru mine. Care sunt oamenii potriviți? Pentru cei ce vor, dar cred că nu pot obține. Pentru cei ce vor, dar le se pare că nu pot să obțină cu niciun preț. Uitați ce spune aici. Chiar și cel ce n-are bani. Adică unul care ar vrea să cumpere. De câte ori n-ai fost poate la un magazin și ai zis aș vrea să cumpăr lucrul ăsta, dar n-am bani pentru lucrul acesta. Ei, poate ești în această seară, în această ipostază, încât ai vrea de la Dumnezeu, dar ți se pare că nu poți. You cannot afford to buy it. Și Dumnezeu spune, hei, pentru tine este oferta aceasta. Chiar și cel ce n are bani. Nu pot, frate Crinișor, nu pot să am nici, nicio speranță. Nu pot să am nicio pretenție la Dumnezeu. I'm bankrupt. Sunt falimentar. Am păcătuit. Am căzut. Numai eu știu câte probleme am. Și acum spunea fratele Emi, unde ești mi? Acolo, spuneai de tineri care poate stau și nu mai ei știu ce probleme ai. By the way, la că tu ai spus ce probleme ai avut înainte. Trebuie să-i spun să te ascult de predica ta. Oameni care vor, vor mai mult, dar nu cred că pot. Oameni care zic, Dumnezeu m-a abandonat. God doesn't care about me. Nu, no, nu, no, nu. No. Dumnezeu spune, chiar și cel ce nu are bani. Chiar și cel ce crede că nu poate să obțină nimic de la Dumnezeu. Cei ce vor, dar cred că nu mai pot obține. Și apoi oferta aceasta, oamenii ăștia potriviți sunt oamenii care cred că nu au nevoie, că nu mai au nevoie. The self-sufficient guys. Pentru cei ce cred că nu au nevoie. Păi ia uitați ce spune versetul 2. De ce cântăriți argint pentru un lucru care nu hrănește? De ce vă dați câștigul muncii pentru ceva care nu satură? Cu alte cuvinte... De ce credeți că voi vă puteți cumpăra, vă puteți procura fericirea? De ce crezi că poți să faci ceva? You can get something outside of me. Why would you believe that? Why would you do that? De ce crezi că tu poți să faci totul prin forțele tale? Dumnezeu ne spune, hey, stop trying that. Tu nu poți singur. Tu nu poți prin religia ta, tu nu poți prin poziția ta, tu nu poți prin geabul tău ca să-ți aduci împlinirea sufletului tău. De ce? Pentru că sufletul nu se hrănește cu lucruri din acestea. Dumnezeu are această ofertă neobișnuită și ea este pentru oamenii potriviți și oamenii potriviți sunt în lumea întreagă. Dumnezeu ne prinde pe toți în oferta aceasta fiecare din noi avem această ofertă făcută, Dumnezeu o face, ne-o face nouă. Apoi Dumnezeu, oferta asta este neobișnuită pentru că ea aduce proviziile potrivite. Ia uitați ce spune aici. Veniți la ape, chiar și cel ce n-are bani, veniți și cumpărați bucate, veniți și cumpărați vin și lapte, fără bani și fără plată. Can you imagine God sitting at a table and trying to sell you something? All of you, haideți aici, free! Ce dai, Doamne, free? Everything that you need! Exact ceea ce tu ai nevoie! Și sunt trei lucruri menționate aici. Apă! Apa este sursa vieții. Cei ce n-au apă mor de sete. Se spune că un om supraviețuiește, în general, trei zile fără apă. Sunt alții care supraviețuiesc mai mult. 60% din corpul nostru este format din apă. La un moment dat Iisus stătea cu femeia samariteancă de vorbă și i-a spus O, dacă ai ști tu cine este cel care îți spune, dăm să beau. Tu singură mi-ai da. Și la un moment dat femeia spune, auzi, dăm -mi și mie apa asta ca să nu mai trebuia să vin la fântână aceasta. Dăm -mi și mie apa asta pentru cei care sunteți ca mine, apa care ne aduce tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Yeah, right. Dăm -mi și mie să nu mai mor niciodată. Apă înseamnă, este simbolul Duhului Sfânt, înseamnă viață spirituală. Dumnezeu îți dă în această seară, vrea să-ți ofere apă. Apoi vin, la care unii zic, extraordinar, fain, în sfârșit. Frate, grinișor, de voie să bem vin. Vinul, era foarte important în vremea aceea. Foarte important. Deoarece apa nu era destul de pură, de purificată, și uneori se punea în apă câte un pic de vin, ca să fie apa potabilă. Dar apa, dar vinul, care este simbolul vinului în Biblie? Agape Church. Este simbolul bucuriei. Este simbolul bucuriei. Domnul Iisus Hristos a mulțit vinul, a schimbat apa în vin la nunta din Cana Galilei. Domnul iată că îți dă viață spirituală, îți dă bucurie. Și apoi spune, veniți și cumpărați de la mine lapte. Lapte, Doamne? Ce să fac eu cu lapte? Care este simbolul laptelui? 1 Petru doi cu doi și ca niște prunci născuți de curând să doriți laptele duhovnicesc și curat pentru ca prin el să creșteți premântuire. Laptele este cuvântul lui Dumnezeu. Laptele semnifică creștere, maturizare. Să creștem în cuvântul lui Dumnezeu. Acestea sunt proviziile de care avem nevoie. Aceasta este hrana de care avem nevoie fiecare din noi. Sunt proviziile potrivite din această ofertă neobișnuită a lui Dumnezeu. Și apoi, oferta asta este neobișnuită pentru că ni se dă la prețul potrivit. Doamne, cât costă mântuirea? Nimic. Nimic. Nothing. You cannot buy your salvation. Doamne, dar de ce nu trebuie? Eu vreau am bani. Uite, mai de mult se, se plătea indulgențe. Nu biserica catolică a ieșit cu această idee. Hilarious. Buy indulgences. No, no, no. Nimic. Pentru că Dumnezeu spune: Eu am plătit. Totul. totul. a fost plătit prin sângele Domnului Iisus Hristos, binecuvântat să fie în numele Lui. Prețul este potrivit. Religia te face să scumpere cumperi binecuvântarea, să-ți cumperi mântuirea. Dumnezeu însă spune, Am, eu nu primesc decât o singură monedă. Care este moneda? Moneda credinței. Trebuie doar să crezi, doar să accepti această ofertă neobișnuită. And you are set. Praise God. Hallelujah. Amen o ofertă neobișnuită pe care o face Domnul pentru fiecare din noi. Mergem mai departe, este o ofertă de nerefuzat. O ofertă de nerefuzat. Pesetul 2 și 3. De ce cântăriți argint pentru un lucru care nu hrănește? De ce vă dați câștigul muncii pentru ceva care nu satură? Cu alte cuvinte, voi nu vedeți. Voi nu vedeți, noi nu vedem. Am alergat prin lumea aceasta, am ajuns în America pentru o viață mai bună. Și acum în loc să stăm ca și pescarul ăla, pe barca noastră și să enjoy life. You cannot enjoy life. Why? Și în America se lucră, și în America sunt probleme, și în America trebuie, sunt boli, și în America sunt necazuri, și aici trebuie să alergăm. Și Dumnezeu ne spune, hei, oferta asta e de nerefuzat. De ce? Pentru că vă dă ceva care, nu, care voi nu puteți să obțineți. Și ce anume? Salvarea sufletului. Luați aminte și veniți la mine, ascultați, și sufletul vostru va trăi. Și noi românești avem cuvântul mântuire. Și cuvântul ăsta mântuire a fost oarecum și a pierdut semnificația și avem noi și o expresie, o, o spun aici pentru că o folosim des. Dom'le, nu mai face lucru de mântuială, vedeți? Cât de religios e poporul român încât am ajuns să, să, să ne jucăm cu cuvintele, faci lucru de mântuială și dacă cuvântul acesta mântuire și-a pierdut din greutate. Am fost un pic curios și am zis, domnule, de unde vine cuvântul mântuire? Nu cumva vine de la slavoni. Și am găsit că mai multe interpretări, dar una care mi-a plăcut foarte mult, este că acest cuvânt mântuire vine de la două cuvinte latine. Manu înseamnă mână. Tenere, ținere, înseamnă ține. Cu alte cuvinte, cuvântul mântuire înseamnă a te ține de mână. Și se referă la faptul că Dumnezeu te apucă de mână, te ia de mână și te ridică din mocir la păcatului și îți dă viață veșnică. Extraordinar, domnule! Înseamnă că mântuire e mai bună decât salvare. Dar noi, în gândirea noastră, am pierdut din semnificația cuvântului. Dumnezeu ne dă salvare și este extraordinar acest lucru. Plata păcatului este moartea, dar darul fără plata lui Dumnezeu, ne spune Apostolul Pavel în Romani 3 23, este viața veșnică în Isus Hristos, Domnul nostru. Este o ofertă de nerefuzat pentru că, ne arată, pentru că această ofertă ne aduce salvarea sufletelor noastre. Este o ofertă de nerefuzat pentru că ne dă satisfacție sufletească, de ce vă dați câștigul muncii pentru ceva care nu satură? Ascultați-mă, dar și veți mânca ce este bun și sufletul vostru se va desfăta cu bucate gustoase. Aș vrea să vă întreb când ați dat de mâncare sufletului vostru sau sufletului tău, când ai dat de mâncare steak? Crezi că se, se, se satură cu steak? No. And steak is good. Yeah? Nici cu shrimp nici cu seafood, cu orice din lumea aceasta. Și Dumnezeu spune, eu o să-ți dau pentru sufletul tău, o să aduc satisfacție sufletească. Vedeți, creștinii sunt în necaz pentru că nu înțeleg lucrul acesta. Mergem mai departe. Ce ne mai dă Domnul? Este ofertă de nerefuzat pentru că ne dă siguranța vieții. Ne dă siguranța vieții, ne dă security. Spune în versetul 3, luați aminte și veniți la mine, ascultați și sufletul vostru va trăi, căci eu voi încheia cu voi un legământ veșnic. Ce înseamnă asta? An everlasting covenant. Înseamnă că Dumnezeu încheie un legământ cu mine și cu tine. And guess what? Crezi că Dumnezeu va rupe vreodată legământul cu tine? No. Dumnezeu întotdeauna se ține de cuvânt. Noi oamenii câteodată nu ne ținem de cuvânt pentru că nu mai putem, nu? Vă dau un exemplu. Cineva, i-a dat la cineva bani împrumut. Dom'le, ți-i dau peste două luni. Ați pățit din astea? Ați pățit. Se i dau peste două luni. Se i dau peste patru luni. Se i dau peste un an. Guess what? -a ieșit. Și peste două luni spune, mă, n-am de unde să-ți dau. Ce să fac? Ți-ai călcat cuvântul. Și-o călcat cuvântul. Și-o călcat. N-are de unde să-ți dea. Crezi că Dumnezeu își va călca cuvântul vreodată? Never ever, pentru că El este Dumnezeu, binecuvântat să fie în numele Lui. Ai siguranță atunci când ești în mâna Lui Dumnezeu. Atunci poți să te culzi noaptea. Și chiar dacă nu te vei mai trezi dimineața, când ai deschis ochii, ești în cer, ești la dreapta Lui. De ce? Pentru că ți-ai predat mâna în viața Lui. În viața în mâna Lui. De ce? Pentru că este o ofertă de nerefuzat. Pentru că Dumnezeu a spus siguranța vieții. Te întreb în această seară, ai această siguranță a vieții? Și te îndemn să o ai, te îndemn să o primești de la Domnul Isus Hristos. Apoi este o ofertă, această ofertă pentru că ar fi totul fain până acum, este o ofertă condiționată, numărul 4. Versetul 7 spune să se lase cel rău de calea lui și omul nelegiuit să se lase de gândurile lui. oa. Wow! So, Doamne, îmi place că dai, îmi place, Doamne Dumnezeule, că-i free, îmi place că am satisfacția sufletească, I can take that, Doamne. Dar there is this part. Să mă las de cale căile mele, să nu mai umblu noaptea, nu? Pe unde nu trebuie. Gândurile mele să le schimb. Și poate ești aici pe bancă și spui, este foarte bine, pastore, ce spui. Vreau să spun ceva. La ultimul Harvest Crusade am ieșit în față și mi-am predat viața Domnului. Slavă Domnului că ți-ai predat-o. I'm nothing against Harvest Crusade. Ok? Am dat numai ca un exemplu. Am ieșit în față și vreau asta. You know, mai ales aici în America, toți vrem lucrul ăsta. Și eu cred în Isus. Poate spui. Well, it's fine. Dar nu este îndeajuns. Pentru că dacă ne uităm în Evanghelii, vedem că pe Domnul Isus Hristos nu l-a impresionat niciodată You know, Jesus had two categories of people following him the fans and the followers. Yes? Some people were just fans of Jesus. You know what the problem is today? For some reason, in so many churches, we exchange the sanctuary for a stadium. We come to church. We cheer for Jesus, say, Praise God, Hallelujah, Jesus is my Lord. But when it comes to following Jesus, when it comes to making a commitment, when it comes to being faithful, when it comes to walking, to walk the talk, then there is a problem. And Jesus, you know, he had some fans following him and he said, You just go. If you don't eat my flesh, drink my body, you are not gonna have everlasting life. And all the fans they said, I'm sorry, Jesus, I'm gonna go away. And at one point, Jesus said to his disciples, So what are you doing? Why don't you go away? And Peter, you know, Peter said. Peter always says something. Where should we go, Lord? Because you have the words of life. You have the words of life. Problema bisericilor care, cu care ne confruntăm este că tot mai mulți dintre cei care vin la biserică sunt numai suporteri al lui Isus. Nu uce nici lui Isus. Știți, unii țin cu Barcelona, unul cu Real Madrid, unul țin cu Galaxy, yes? Unii cu Lakers, alții cu Clippers. When you are a fan, you exchange the team that you like. Yes? How many of you are used to cheer for Lakers now are Clippers fans? Yeah? Why? Well, it's change of heart. Jesus doesn't like that. He says, not avoid the fans. He not not avoid the followers. That's the problem. Amen i'm looking over there and i see some forced fans coerced fans what do i mean by this Brother, can you should please translate because your english is broken yes i know <laughs> meaning that you are you were forced to come because your parents brought you here okay so i'm looking at you and i'm thinking lord Please convict them. Lord, please make, make them understand that without you there is no life. Please make them understand there is no such thing as a double life. Lord, please make this year, 2012, be the year of their decision for you, Lord. And I pray and I hope that we are going to have another baptism this year. Amen. With some young people who are deciding themselves to be followers of Jesus, they will decide for themselves, not their parents for them. Amen. Amen. And I know the parents they will agree with me. Amen. Hey, aici este problema. Oferta asta este condiționată dacă vrei să primești. Dacă vrei să primești tot ceea ce Dumnezeu ți-a oferit. trebuie să renunți la păcat. Trebuie să schimbi căile, nu te mai duci acolo unde alții se duc. Trebuie să fii able să trăiești în lumină. Salvarea este gratuită, dar nu lipsită de condiții. Și Dumnezeu are condițiile Lui. He gives everlasting life to you, but you need to follow Him. This is what He needs. And number four, and the last one. Oferta asta, Oferta asta cât de frumoasă este, este o ofertă limitată. Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi. Chemați-l, câtă vreme este aproape. Aș vrea să vă spun ceva în această seară, deși această ofertă a fost făcută cu 2700 de ani în urmă, dacă mai au după textul lui Isaia. Oferta asta este limitată. Cum, frate Grigore, de ce vorbești Sometimes we get in the mail some coupons, and you know, it's 50 dollars off per 100 bucks, or something like this. get a free lunch somewhere. You have to look there, and there is an expiration date. Expires on. Boom. If you go one day after that, the offer is no longer valid, yes? Acum aș vrea să spun că oferta asta mântuirii are un expiration date. Cum poți să spui așa ceva, frate Crinișor? Pentru că Biblia e, e cât ține lumea asta, până nu vine Domnul Isus Hristos, nu există expiration date. Nu, no, nu, no, nu, no, nu, no. știi care e problema? The time is running out. De ce? Pentru că acest cupon al salvării, dacă pot să-l numesc al mântuirii, pentru fiecare din noi are un different expiration date. Amen? What do you mean? Mâine s-ar putea să nu mai fie valabil pentru tine. De asta Dumnezeu ne spune astăzi, câtă vreme a Cuvântului cuvântul lui Dumnezeu, nu vă împietriți inima. De ce? Are un expiration date and time is running out. Oferta asta divină este limitată. De aceea te rog în această seară, acceptă această ofertă a Lui Dumnezeu. Știi de ce? Number one, până când Duhul Sfânt încă te cercetează. Până când Duhul Sfânt încă te cercetează. Și când va veni El, adică Duhul Sfânt, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. Spune în Ioan 16 cu versetul 8, spune Domnul Iisus Hristos de către Duhul Sfânt. Vreau să spun ceva. It doesn't matter who the preacher is. It doesn't matter whether you hear Klinishor Stefan preaching, Paul Prunianu, Amy Fabian, Mark Driscoll. It doesn't matter. They don't do the job. I'm not doing the job. I'm just delivering the message. Do you know who is working on your heart? Who does the work? Who does the work? The Holy Spirit. Nu contează, pot să spun cea mai frumoasă predică. Pot să folosesc cele mai frumoase cuvinte. Pot să predic în engleză fără niciun accent. The Holy Spirit is doing the job. Cuvântul, lui, Duhul lui Dumnezeu, prin cuvântul lui Dumnezeu, bate la ușa inimii noastre. Eu nu știu cât timp va mai bate Duhul Sfânt la inima ta, nu știu, poate vede atâta timp la biserică și te gândești, it's fine, ok, vin aici. Nu, no, nu, no, nu, no, nu. No. Până când Duhul lui Dumnezeu te cercetează, acceptă această ofertă. Eclesiastul 3 cu 1 spune toate și au vremea lor și fiecare lucru de sub cerul și are ceasul lui. Acceptă această ofertă, în al doilea rând, până când inima ți mai este sensibilă la Cuvântul lui Dumnezeu până când inima îți mai este sensibilă la cuvântul lui Dumnezeu. Eu vreau să cred că majoritatea din cei care veniți aici, veniți pentru că vă trage inima. Veniți pentru că inima vă este sensibilă la cuvântul lui Dumnezeu. De asta veniți, nu? De asta venim. Dar am citit în cuvântul lui Dumnezeu în Ieremia 17 că inima este nespus de înșelătoare și de deznădăjduit de rea. Cine poate să o cunoască? Cu alte cuvinte, știm din cuvântul lui Dumnezeu că inima poate să se împetrească. Your heart can harden itself. S-a întâmplat cu faraonul în Vechiul Testament. Și dacă astăzi mai spui încă, știi ce? Măi, am venit aici la bucăiță ăștia, știi că ăștia știu ceva. Păi fine, îmi place să ascult cuvântul lui Dumnezeu. Și într-o zi o să, o să mă întorc de la Dumnezeu într-o zi. Acum inima ți-e pregătită, dar poate mâine, poimâne, nu o să mai fie pregătită. Un pastor a insistat odată de un om să-și predea viața în mâna lui Dumnezeu, dar omul i-a zis, nu pot. Cum adică nu poți? Și omul acela, care a refuzat pe pastor, i-a spus, știi ceva, pastore, cu ani în urmă, mergeam la biserică și simțeam cum Duhul lui Dumnezeu mă cercetează și mă îndemna să-mi predau viața lui Dumnezeu, dar m-am opus în mod constant, cu vehemență, Aveam eu alte treburi de făcut. Aveam, aveam să mai trăiesc viața, a vrut să mă mai distrez un pic, să mă bucur de viață. Și odată m-am enervat pe Dumnezeu și am spus, știi ce, Doamne, dacă Tu nu o să mă mai deranjezi, nici eu nu o să te mai deranjez. Și spunea omul acela, și de atunci n-am mai simțit niciodată în inima mea chemarea de a fi mântuit. Never ever. Inima lui i s-a împietrit. Și deși poate vi se pare ciudat, eu cred în acest lucru, că inima poate să se împetrească la un moment dat. De aceea este bine ca să accepti Cuvântul lui Dumnezeu până când inima ta mai este încă sensibilă la Cuvântul lui Dumnezeu. Acceptă Cuvântul și acceptă oferta lui Dumnezeu până încă mai ești în viață. Până încă mai ești în viață. De fapt, asta e expiration date, să știi. Pentru că mâine. Mâine nu este al meu. Mâine nu este al tău. Nu este al tău. Viața e scurtă, e imprevizibilă. Nu știu dacă voi ajunge la sfârșitul anului 2012. De aceea nu pot să-mi permit să amân. Satana îmi spune, mai așteaptă un pic. Amână un pic, pentru că știe că amânarea poate să devină un mod de viață. Amânarea poate să devină un mod de viață. Citeam despre o femeie care și-a ridicat medicamentele de la doctor și a sunat pe doctor și i-a spus Domnule doctor, tocmai am fost la dumneata și mi-ai spus că trebuie să iau medicamentul ăsta pentru toată viața mea. Și doctor a spus, da, trebuie să iei toată viața ta cât trăiești de acum încolo să iei medicamentele astea. Și zice, atunci de ce pe medicamentele mele, pe cutia de medicamente scrie no refills? De ce scrie no refills? Dacă ai primit o cutie de medicamente pe care scrie no refills și știi că trebuie să iei medicamente toată viața ta, nu sunt aici ca să te speriu, nici nu vreau să fac lucrul acesta. Dar aș vrea să spun că Dumnezeu astăzi încă îți face o ofertă. Este o ofertă divină. Este oferta pe care El o face. Veniți toți cei însetați, veniți la ape. Ce vrei să faci cu viața ta? What do you want to do with your life? Oh, știi, pastore, mai, mai vreau un pic, mai, mai trebuie să mai fac cu tare lucru, mai trebuie să mai fac cu tare lucru, mai am de rezolvat o problemă, mai am de rezolvat ceva problemă și mai trebuie să înșel un pic, mai trebuie să cut some corners și după aia mă pocăiesc. Sau după ce copiii o să-mi crească mari, după aia o să fiu mai liber, o să pot să fac ceva. Nu, no, nu, no, nu, no, nu. No, nu. No. Astăzi. Am un short clip, Marius, te rog să-l pui și Mircea, te rog să mă ajut să dim the lights. Finally, I will let you dim the lights. L-am mai pus eu cu o altă ocazie, dar aș vrea să ne uităm un pic la clipul acesta și să medităm un pic. Este scurt, numai trei minute are. Să ne uităm un pic la acest clip și apoi să concluzionăm. Tucked away in our subconscious is an idyllic vision. We see ourselves on a long trip that spans the continent We're traveling by train. Out the windows, we drink in the passing scene of cars on nearby highways, of children waving at a crossing, of cattle grazing on a distant hillside, of smoke pouring from a power plant, of row upon row of corn and wheat, of flatlands and valleys, of mountains and rolling hillsides, of city skylines and village halls. But uppermost in our minds, is the final destination. On a certain day, at a certain hour, we will pull into the station. Bands will be playing and flags waving. Once we get there, so many wonderful dreams will come true, and the pieces of our lives will fit together like a completed jigsaw puzzle. How restlessly we pace the aisles, scorning the minutes for loitering, waiting, waiting, waiting for the station. When we reach the station, that will be it, we cry. When I get over the next hump, I'll get right with God. When I get a promotion, then I'll give more to the church. When the last kid is through college, then I will go to the mission field. Then I shall live happily ever after. Then life will be good. Sooner or later, we must realize there is no station. No one place to arrive at once and for all. The true joy of life is the trip. The station is only a dream. It certainly outdistances us. It isn't the burdens of today that drive men mad, it's the regrets of yesterday and the fear of tomorrow. Regret and fear are twin thieves that rob us of today. That poem touched me. I don't want to have regret by ignoring God's call. I don't want to put it off anymore. Someone once told me, our purpose here on earth is simple. It's God's purpose for the lost to know him. His purpose will be met. The question is, will you be a part of his purpose? I want to follow his purpose. I want to. I really

La ziua aceea în care va, trebui, va ajunge și va fi totul ok și va fi totul extraordinar, că nu vei avea nicio grijă, nicio problemă. Uite te înapoi în viața ta. Stația este iluzorie. Nu există stație. Nu există momentul acela în viață în care să spui ok, acum sunt liniștit, acum sunt ok. Nu, no, nu, no, nu. No. Viața este o călătorie. Iată, este o călătorie spre o destinație la care ori vrem, ori nu vrem, vom ajunge cu toții. Și destinația aceasta depinde de alegerea pe care noi o facem într-o seară ca aceasta, sau în viața noastră. Destinația aceasta depinde de decizia pe care o facem în timp ce trăim. E o decizie pentru viață sau o decizie pentru moarte? If you decide for Jesus, if you choose Jesus, then you will enjoy the journey and you will arrive at the right destination if you say no to jesus you will not enjoy the journey although you think you enjoy the journey your life is going to be miserable all you will be always always thirsty always wanting for more more filthy stuff more darkness În această seară Domnul Iisus Hristos ne-a vorbit prin cuvântul Său. Nu i-am vorbit. Duhul Sfânt bate la inima ta. Este șoaptea Duhului Sfânt. Seara aceasta este o seară în care tu poți să faci o decizie, în care Dumnezeu îți face cea mai mare ofertă pe care a făcut-o omenirii întregi. O face pentru tine, o face pentru mine. Veniți toți cei însetați. Veniți la ape. Veniți să cumpărați de la mine vin și lapte, fără bani și fără plată. Veniți la ape. Nu fac eu invitația aceasta? O face Dumnezeu. O face Cel ce are totul, dar Cel ce are exact de ceea ce tu ai nevoie. Poate până acum te-ai jucat cu pocăința. Poate până acum ai stat cu un picior în lume și cu un picior în biserică. Poate duce o viață pe care numai tu o știi, nu o știe nimeni, o viață dublă. Aș vrea să te invit în această seară să primești această invitație la Domnul Isus Hristos. Mă invit să ne ridicăm cu toți în picioare și aș vrea să cântăm o cântare împreună cu worship team și în timpul acesta să ne gândim la decizia pe care trebuie să o facem, la invitația pe care Dumnezeu ne-o face. Poate vii de atâta timp la biserică și tot încă ai amânat decizia, te gândești, oare să mă decid pentru Dumnezeu sau nu? Seara aceasta este seara ta. Fă această decizie și urmează-L pe Iisus. Renunță să mai fii un fan al lui Jesus și acceptă să fii un follower al lui Jesus, un ucenic al Domnului Iisus Hristos. Haideți să cântăm cu toți! seara aceasta, Harul lui Dumnezeu este încă valabil pentru tine. Aș vrea să meditez la cuvintele pe care le-ai auzit, la mesajul pe care le-ai auzit, la cuvântul lui Dumnezeu care în această seară te cheamă. Știu că și îmi dau seama că în această seară sunt aici suflete împovorate, suflete care v-ați lăsat problemele poate acasă și ați venit aici cu Sufletul încouvoja de grijile acestei lumi. Poate cu regretele de ieri și cu frica de mâine, dar cu speranța din ziua de astăzi. Și Domnul Isus Hristos vrea în această seară să spună că are ceva și pentru tine. Are ceva pentru setea Sufletului tău. Are apă, are vin, bucurie, are lapte ca să te hrănească, ca să poți să crești, ca să crească speranța în tine. Mai presus decât orice are mântuirea, mântuirea care numai El poate să o dea, siguranța vieții veșnice, siguranța unei vieți împlinite. Și de aceea, în această seară, îndemnul meu, sfatul meu, strigarea Lui Dumnezeu, chemarea Lui Dumnezeu, oferta Lui Dumnezeu, invitația Lui este, deschideți astăzi inima și primește-L pe El. Pentru că numai prin El și numai în El vei găsi satisfacție pentru sufletul tău. Vă îndemn și vă V-aș ruga să închidem cu toții ochii și să ne plecăm capetele și aș vrea să meditezi un taină în viața ta. Tendem să faci o decizie pentru el, n-am să te pun, ni să ridici mâna, nici să ieși afară, este decizia ta și a lui Dumnezeu. You decide for yourself whether you want to prolong your life, your sinful life, to continue like this or to change your life, to accept Jesus in your heart. And to accept his sacrifice, to accept the offer that he's making to you. It's a win win situation. Jesus is offering you all that you need, he just wants your heart. You have nothing to lose, you only win. Therefore, I beseech you decide today for Jesus. Alege-L pe Domnul Iisus Hristos ca Mântuitor în viața ta. Nu mai amâna. Fă o decizie. decide de să închei un legământ cu El, așa cum El ți-a oferit în această seară prin textul Lui, că va încheia un legământ. El așteaptă ca și tu să fii un om care ține legământul și care face un legământ cu El. Poate trebuie să faci un legământ, poate un apa botezului. Decide-te pentru lucrul acesta. Nu este ceva inventat de oameni, este ceea ce Dumnezeu cere. decide de pentru El și sunt sigur că nu vei regreta niciodată și aș vrea așa cum stăm cu capele plecate, vreau să fac o rugăciune pentru toți cei care în această seară poate încă mai stau și n-au luat o decizie. Doamne, este o seară deosebită, Doamne, pentru că ori de câte ori se predică cuvântul Tău, Doamne, este o seară specială. Și știu că în această seară sunt aici, în locul acesta, oameni care sunt împovorați de probleme și de necazuri, Doamne. Știu că sunt în această seară oameni care sunt setoși după tine, după cuvântul tău. Știu că sunt oameni care au o sete în sufletul lor și poate nu știu cine poate să o stâmpere, Doamne. Dar știu că în această seară Tu ești prezent aici cu apa vieții, cu Duhul Tău cel Sfânt. Te rog, Doamne, toarnă peste fiecare suflet care este aici, Doamne. Te rog, toarnă peste noi, Doamne, care poate de mult am gustat această apă vieții, dar dorim mai mult din Tine, Doamne. Te rog, toarnă peste cei care încă n-au gustat din Tine, Doamne. Te rog, fă ca Duhul Tău cel Sfânt să lucreze în inima lor, Doamne. Te rog, fără să nu mai se rușineze de Cuvântul Tău, Doamne. Să nu se rușineze de Tine, Doamne Iisuse. Să iau o decizie pentru Tine. Mă rog, pentru tinerii noștri, Doamne, care încă, poate încă nu au decis, nu s-au decis pentru Tine. Te rog, Doamne, lucrează la inima lor, Doamne. Te rog, nu lăsa ca inima lor să se împietrească, Doamne. Te rog, Doamne, ajută-i să facă o decizie pentru Tine, Doamne, să poată să ia viața în serios, Doamne, să poată să descopere adevărata semnificație a vieții. Doamne, dacă mai există suflete care încă nu Te-au acceptat, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt, te rog să cercetezi chiar în momentul acesta, Doamne, și să-i faci, Doamne, să ia decizia pentru Tine, să te accepte pe Tine, să accepte viața veșnică și să aibă o viață schimbată. Îți mulțumesc, Doamne, pentru modul în care Tu lucrezi. Îți mulțumim, Doamne Dumnezeule, pentru cuvântul Tău care este viu și lucrător. Îți mulțumim pentru Duhul Tău cel Sfânt care încă mai bate la inima noastră, Doamne. fă Doamne, să lucreze și de această dată, să convingă de păcat, să aducă înviorare, să aducă transformare, să aducă naștere din nou, să putem să începem o nouă viață. Îți mulțumesc, Doamne, te laud și te binecuvânt și îți mulțumesc pentru ziua aceasta, Doamne. Glorie.